Salutare și bine, Maxim, am făcut aici așa o schimbare, gen, le-am dat în coa, aici au lezile astea, bine, aici trebuie să curăț peretele, că le-am făcut eu din greșeală cu noroi și aici am astea pentru papagali și pentru zebre, da, și ele sunt aici, ele au 5 ouă, nu știu dacă vor mai face, ele tot 5 ouă au, s-au oprit la 5 ouă. Ele n-au niciun ou. Ele au 5 ouă, după cum se vede. Ele n-au niciun ou. Am și la porumbei 2 ouă. Cred că ați văzut videoul. Perușii de aici afară sunt spatele meu. Îi voi arăta și pe imediat. Uitați aici porumbei și... Uitați aici perușii. Îmi dau și lor puțin drumul. Da, și aga porn și a fost dat drumul. Au înflorit foarte frumos pomii. Da. Ce să vă mai zic, sunt foarte fericit că am 12 ouă. De la porumbei chiar nu mă așteptam să am ouă. Am avut un mascul timp de o zi și o noapte. Adică, da, cam de după amiază până următoarea zi. Cam de după amiază, după următoarea zi, pe la 10. Sau nu mai știu când m-am dus, să le dau de mâncare și a scăpat. Pe parcurs le voi face eu ouăle, uitați, s-au mutat aici, nu ouăle, cuiburile pentru zebre, pentru că, da, gen, ăsta e cel mai urât cuib din lume, făcut din acele mai mici, dar nu contează. Vor să intre înapoi în cușcă. Scuzați, dar mi-e foarte somn. Ei mănâncă mâncare cu vitamine, acolo le-am pus apă și acolo am multă mâncare. Da, și cam asta și cu videoul acesta. La revedere, vreau să mă susțineți pentru că nu prea mai am susținere din partea voastră. Și da, cam atât și cu videoul acesta. La revedere, ne vedem săptămâna ce vine cu un nou episod. Mă scuzați că nu am mai postat. La revedere!